numesc Ioana. Trebuie să spun că atunci când am primit invitația de a scrie despre o întâmplare, o coincidență stranie din viața mea, eu nefiind un fan al coincidențelor, nu-mi plac, nu cred în ele, prefer neînțelesul decât înțelesul cu orice preț. Eram gata să declin invitația, negăsind ceva anume și apoi panicat și de faptul că aș fi într-o carte alături de Mircea Cărtărescu, Ioana Pârvulescu sau doamna Adriana Pinter, care s-a ascuns în public ca o pasăre rară ce este. Oameni pe care îi admir enorm și pe care îi iubesc și treaba asta e destul de apăsătoare. După aia mi-am spus că totuși e o ocazie rară să fiu și eu pe aceeași copertă cu ei. Între timp însă, gândindu-mă la un episod, la un fel de metacoincidență, că primeam invitație de a scrie o coincidență în condițiile în care primul volum colectiv dintr-o serie foarte bună și foarte diferită, pe care Tura cu Maică le-a tot scos în ultimii ani, întâmplarea face să fi fost îngrijit chiar de mine. Cartea cu bunic și a apărut acum 12 ani. Acolo era vorba despre bunici, iar în textul despre bunici era vorba despre un episod despre care bunicul meu vorbea în așteptarea lui. 12 ani mai târziu mi-am dat seama că acel episod, acea întâmplare avusese loc și am zis cum ar fi, tot într-un volum colectiv, să închei rotund povestea și să spun ce s-a întâmplat în acești 12 ani în viața bunicilor mei, pentru că e un text despre bunici. Este cu totul altfel decât am mai scris despre el, e un text din păcate foarte tunecat, dar cum spunea și Iona, în cartea asta sunt texte atât de diferite între ele încât se luminează și se întunecă reciproc, astfel încât ai tot timpul un joc de nuanțe, un joc de penumbre, de umbre, de lumini, așa cum fotografia de pe copertă cu luminișul ăsta te lasă să vezi și să întrevezi niște lucruri mai puțin clare sau mai misterioase. Din nou, e o combinație foarte bună, o echipă națională așa de volum colectiv mai bună decât cea de fotbal. Nu știu dacă suedezii sau spaniolii ar putea să facă un 11, cum suntem noi aici, nu știu cât suntem cu tot, 20, avem și rezervele. Deci mă bucur că sunt o astfel de carte, mă bucur că sunt împreună cu acești oameni minunați și mă bucur că am scris despre un subiect pe care probabil altfel nu l-aș fi abordat poate niciodată sau în fine, poate nu prea curând. Așa că m-am bucurat ca eu, un om care nu crede în coincidențe, să scriu acest text și pe măsură ce scriam și mă apropiam de final să-mi dau seama că deveneam un adept al coincidenței, un believer. Vă spun și eu bună ziua!